În primul rând, voi porni cu o știre foarte importantă. Mi-au ajuns la urechi din anumite surse, cum că acum două zile domnul Daniel Ginga a adunat toți șefii de departament, fără șeful de departament de la COR, spunându-le că Ozana Barabancea nu are nicio influență în operă. Chiar dacă Ozana a vorbit foarte bine luni, când a fost acea dezbatere publică cu doamna Baciuna. Știm noi cine este doamna Baciuna. Acum haideți să citim un articol de presă apărut astăzi care dezvăluie mașinațiunile din spatele acestei mânării. Daniel Ginga, Răzvan Ioan Dincă, Marcel Ciolacu și Romaș Canu. Să vedeți sumele. Să înțelegeți de ce nu se dorește darea jos a lui Daniel Ginga din fruntea operei, pentru că se fură foarte mult. Haideți să vedem. Articolul este din defapt.ro de astăzi, 1 septembrie 2024. Exclusiv, grupul PSD Buzău a acaparat Opera Națională. Directorul Ginga îi dă contracte ex-directorului Dincă, șeful radioului public, care îi oferă la schimb roluri de dirijor lui Ginga. Oh, interesant, interesant. Grupul PSD Buzău a acaparat Opera, după cum am zis. Dirijorul Daniel Ginga, managerul Operei Naționale București ONB, se află în conflict de interese, ce v-am mai spus eu, după ce a dat un contract de 300.000 de lei unei firme controlate de Răzvan Dincă, controversatul șef al radioului public din București, pentru conceptul coregrafic și regia spectacolului Fantoma de la Operă. Ca să nu vă mai zic de artiștii care au fost la Fantoma la Operă, cum au ajuns acolo. înțelegeți voi. Manageri, birouri, pe sub birouri, știți. Foarte bine. Ulterior semnării contractului, managerul Daniel Ginga a primit rolul de dirijor în spectacolul Fantoma de la Operă, regizat chiar de Răzvan Dincă. Wow, ce ne surprinde! Daniel Ginga și Răzvan Dincă fac parte din același anturaj a grupului PSD Buzău, controlat de Lucian Romașcanu. Partidul Social Democrat, condus de Marcel Ciolacu, l-a propus și susținut pe Răzvan Dincă, fost director al ONB, pentru ocuparea funcției de director general al Societății Române de Radiodifuziune. 300.000 de lei de la Ginga pentru Dincă. Opera Națională București, sub conducerea managerului director general Daniel Ginga, a contractat în februarie 2023 servicii artistice privind realizarea regiei și concept coregrafic pentru spectacolul premieră Fantoma de la Operă de la firma Sound Design Theatre Company SRL, deținută de soții Violeta și Răzvan Dincă. Mai departe, doamna Violeta este și coregrafa din toate spectacolele dumnealui. Valoarea contractului a fost stabilită la suma de 300.000 de lei în urma procedurii de negociere fără publicare prealabilă, deci ilegal. Conform site-ului Opera, regizorul spectacolului a fost Răzvan Dincă, în timp ce Raluca Popa a fost regizorul secund. Soția regizorului, după cum v-am zis, Violeta Dincă, a avut roluri de, ce credeți, coregrafă. Mai sunt menționați scenografii, asistenți coregrafi, designer de lumini și sunet, dar și asistentul dirijor Mircea Pădurariu. Dincă regizează, Ginga dirigează, putem să facem o poezie. Nu este menționat însă numele dirijorului, dar l-am găsit pe afișele care promovau evenimentul Daniel Ginga. Exact. Exact, chiar managerul și directorul general al Operei Naționale București, care negociase și semnase contractul cu firma regizorului Răzvan Dincă. De fapt, .ro l-a întrebat pe regizorul Răzvan Dincă care a fost criteriul pe baza cărora l-a selectat pe dirijorul Daniel Ginga pentru spectacolul Fantoma de la Operă. Și cităm. A fost și la Shrek și la Fantoma de la Operă. Dirijează spectacole. El este dirijor. Nu știu dacă este în conflict de interese. Dumnealui este directorul operei, nu eu, a spus Dincă pentru De fapt.ro. În primul rând, dumnealui nu este dirijor de operă, operetă sau musical, este dirijor de cor. Am încercat să obținem un punct de vedere de la Daniel Ginga în legătură cu posibilul conflict de interese și sumele, dar acesta a refuzat să răspundă. Bineînțeles, ce poate să răspundă? Că vine DNA-ul peste probele, o să și vină în curând zilele următoare, o să asistăm iar la o nebunie la operă, cum a fost în 2016. O fantomă scumpă la operă. Pe lângă fantoma de la operă, Opera Națională i-a mai atribuit un contract firmei Răzvan Dincă pentru realizarea spectacolului Shrek. Știam cu toți asta. Pe site-ul operei au fost făcute publice doar o parte din cheltuielile suportate de către statul român pentru Fantoma de la Operă. De exemplu, ONB a mai atribuit un contract de 50.000 de lei firmei Da Dance Project SRL, de la care a achiziționat servicii de interpretare a rolului Madame Jury din spectacolul Fantoma de la Operă. Încă 1,259 milioane de lei au fost plătiți firmei foarte frumos,
Vedeți? Foarte frumos. SRL pentru realizarea costumelor pentru soliști, cor și balet, dar și pentru realizarea decorului aferent spectacolului. Elementele de decor și recuzit au fost cumpărate de la firma poloneză Props Decoracea Rezbiarci, cred că se pronunță, contra unei sume de 1,66 milioane de lei. Păi voi vă imaginați cât se delapidează în instituțiile astea de cultură? Cât s-a furat pe mandatul lui Dincă și cât se fură pe mandatul lui Jinga? Acum înțelegeți de ce nu vor să plece, pentru că vor intra la pușcărie cu toții. ONB refuză să dezvăluie costurile ilegale. Costurile publice totale au fost de 3,25 milioane de lei, sumă în care nu sunt incluse drepturile de autor, sările, utilitățile și așa mai departe. 3,25 milioane de lei. Asta înseamnă, dragilor, 650.000 de euro, aproape milionul de euro. De fapt, Punctro a solicitat operațiunile București, respectiv directorului Daniel Jinga, toate costurile pe care le-a avut pentru cele două spectacole contractate de la firma lui Răzvan Dincă, dar și sumele încasate de pe urma vânzării biletelor. Până acum, ONB a refuzat să răspundă acestor soluții. A refuzat! O instituție de stat refuză să răspundă jurnaliștilor. Interesant. Achitat pentru un prejudiciu de 630.000 de lei, Răzvan Ioan Dincă, actualul regizor al spectacolului Fantoma de la Operă și Shrek, era directorul Operei Naționale București în anul 2015, atunci când a fost trimis în judecată pentru un prejudiciu de 630.000 de lei. Procurorii de la parchetul judecătoriei sectorul 1 l-au acuzat de 6 infracțiuni de abuz în serviciu și 5 infracțiuni de fals în declarații. 2 ani mai târziu, în martie 2017, Răzvan Dincă a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare de magistrații de la Tribunalul București, dar a fost achitat definitiv în anul 2018. De atunci a fost mai discret cu aparițiile publice, dar a fost peste tot, credeți-mă. Chef PSD la crâșma lui Dincă în pandemie. A revenit, însă, în pandemie, atunci când Marcel Ciolacu, șeful PSD, s-a dat în stambă alături de colegii lui de partid de la un Kiolhan organizat într-un restaurant din Sărata Monteoro, din județul Buzău, deținut de Violeta Dincă, soția lui Răzvan Dincă. Ce se întâmplau aceste lucruri în octombrie 2020? Unul dintre martorii citați de Digi24 a povestit că inițial întâlnirea a avut loc la una din mesele de pe terasă. Mihai Tudose a venit al treilea sau al patrulea și au stat afară o perioadă și abia după aia au intrat cu toții înăuntru. Deci, în momentul în care au fost în jur de 10 persoane afară, s-au mutat înăuntru, au stat cel puțin o oră cât am mai stat eu pe terasă. Șeful locației însoțea inițial la masa de afară și apoi a intrat cu dânsii. După ce și-au dat seama că au fost pozați, au tras draperiile, au încuiat ușa restaurantului, au stins luminile și ne-am simțit ostilizați. Da. Grupul PSD Buzău a acaparat opera. Petrecerea organizată în pandemie pentru Marcel Ciolacu, pentru atunci șeful Camerei Deputaților și liderul PSD, l-a readus pe Răzvan Dincă în atenția opiniei publice. La un an de la Chermeza, de la Sărata Monteoro din Buzău, în noiembrie 2021, PSD l-a propus pe Răzvan Dincă pentru funcția de director general și președinte al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Întrebat cum a ajuns Marcel Ciolacu la restaurantul familiei sale, Răzvan Dincă a spus că povestea este publică și să îl întrebăm chiar pe șeful PSD. Vă imaginați că ce sunt de minciune, ce e vorba de alte relații. Grupul PSD de la Buzău este condus de Lucian Romașcanu, fostul ministru al culturii. Din anturajul acestui grup face parte și dirijorul Daniel Jinga, actualul manager al Operei Naționale București. Și să vă mai zic ceva? Da? Marcel Ciolacu este nașul lui Răzvan Dincă. Ca să vedeți că totul se face între ei și în familie. Dragilor, cei care sunteți în tabăra desfințării, zic că mai aveți timp să săriți în tabăra artei și a culturii. Dar oricum, o să fiți ostracizați de către mediul cultural din România, cel puțin. Fiindcă sunteți puțini, sunteți 200 de oameni, cel mult 250. Atât. Atât. Și nu vă bazați pe faptul că o să mai aveți de cântat. Au căzut regimurile comuniste. A căzut regimul stalinist. Au căzut regi. A căzut Imperiul Otoman. A căzut Imperiul Roman. Au căzut imperii, regi, dictatori. Ăștia o să cadă și, dacă nu azi, mâine. V-am pupat.